Bucureștenii iau lecții de fitness de la o fostă campioană europeană. Mirela Pasca a fost în lotul de gimnastică al României și la Olimpiada de la Barcelona, iar acum vrea să convingă cât mai mulți tineri să se apuce de sport. Mirela își întâmpină elevii de la intrarea în sală și e atentă la toate detaliile. Le arată cum a ajuns campioană. A făcut o demonstrație și pentru Prima TV. Mirela Pasca a fost printre vedetele lotului național de gimnastică imediat după Revoluție din 90 până în 92. Dovadă stau articolele din ziare și medaliile atârnate pe pereții sălii. Cea mai prețioasă pentru mine este cea de la Olimpiadă, care este de argint. Cei doi copii ai Mirelei au moștenit pasiunea pentru sport. Codruța a ales tot gimnastica, dar Cătălin are alte gusturi. Și ce faci tu? Nu, la 6 medalii de bronz. Între concursurile copiilor, Mirela trage cu ochiul și la gimnastele de azi. E convinsă că lotul condus de Belu și Bitang va veni încărcat de medalii de la mondialele din Olanda. Au avut nevoie de antrenorii care au revenit acum la lot. Pentru mine, domnul Belu a fost un antrenor și cred că este în continuare cel mai bun.